Nici bă, mi s-a dat camera mai în jos. Păi, dăm și noi semnal. Poliția sectorului 1. Poliția sectorului ce face? Face sectoare? Sectorește? E poliția sectorală? Ce face poliția sectorului? De ce se numește poliția sectorală? De ce să nu se numească poliție sectorală, nu? Că doar face sectoare. Eram cu... Imagineam bară de ambulanța fuge. Motorriderul ajunge. Unde am ajuns? Aici la destinație. Care este destinația dumneavoastră? ING, să sperii copii. Speria copii, am speriat copii. A speriat copii, le-a dat în spaimă. Dat în boală cu toate cele. E bolnav cu toate boalele, cu toate capul, că e cu capul, cu toate boalele. Dat în boală cu toate cele. M-am întors, cât am fost până la bănci. Mersi. Vreau să spun că m-a blocăcit, dar nu m-a blocăcit. Pentru că eu puteam să ies, pentru că eu sunt în motociclet. Fac parte din categoria motocicletului. Eu un motorider. Sunt un motociclet veritabil. Nu, stați acolo că am loc, da. Stați că stați bine. Eu merg pe trotuar, sunt motocicleta adecvată. Ce faci, mă, tanti, mă? Mă las să plec și după aia te duci în altă parte. Uf, tantiile astea care conduc sunt niște tanti. Cobor. Am coborât. Plecați. Disperați. Da, prieteni, salutare și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorrider, iar acum pun frână, că dacă nu intru în ăsta, magazin de biciclete. Băi, uite-te mă la drum. Mă bucur pentru că mai avem zile cu soare în primăvara asta și pentru că... Așa, suntem niște fericiți. Fericiții din această comunitate. Mai mică. Strănutăm pe strădulică. M-a lovit așa o nesimțire din asta bucureșteană. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu nu mai văd eu bine. Sunt numai al bine. Da, închidem și noi asta, că de la praf ni se trage. Și de la primăvara, dacă mai țineți voi minte de acum 2 ani, că așa făceam și primăvara primăvara anului trecut nu merge. Primăvara anilor acum 2 ani. Ce? What the f... Acum 2 ani. Dragi compatrioți ai Motorriderului. Ah, mă doare și umărul. Mi-am tras nasul și mă doare umărul. În vlogul trecut v-am vorbit despre primăvară și despre motocicliști și șoferi. Iar în vlogul ăsta vă vorbesc despre caterincă. Facem o leacă de caterincă despre ce găsim. Și o să facem doar paterincă. Uite, o pisică trece strada. Misică, misi, pisi, risi, chisi. Lumea. Ce vrea să însemne lumea? Și are o ciupercă deasupra. O ciupercă din aia halucinogenă. O fi lumea copiilor. Oare lumea copiilor asta înseamnă? Ciuperci? Halucinații? Interesant. Oare copiii asta văd cât sunt mici? Au halucinații? Bagă boabe? Atenție cu astea că nu sunt de încercat și picați în păcat mare rău dacă faceți de astea nasoale. Trecem printre mașini zi de zi.
Tramvaiul ăsta face stânga așa cum îl știi. Gata? 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 Ce căutați aici în spatele tramvaiului? Zici și mie, ce să cauți în spatele tramvaiului? Ce găsești? Zici și mie, ce găsești în spatele tramvaiului? Ce zic? Să dă aur gratis? Ce? Hai mă, tanti, mă, că ai bandă liberă, mă. Uaf. Lumea asta. Cum conduci în ea așa pici? Oh, ce să-mi fige dihanie. Dihanie. Cine a inventat cuvântul dihanie? Mergem încet, spargem timpanele la oamenii de pe YouTube. Ai avariile pornite, boss. Boasă, de fapt. Boasă. Care e femininul de la boss? Scrieți-mi și mie în comentarii acolo. În comentarii. Femininul de la boss. De la cuvântul boss. Bine, cuvântul boss nici nu cred că... Da? E boss. Știi, când îi zici unuia boss, cum îi zici uneia boss? Îi zici... Ce mai faci, boaso? Boaso? Boaso. E ok, e ok. Ce faci, boaso? Bosulico. Bosulachio. Bosulica morgelico. Hei, trece bosul strada. Deci, eu tot nu m-am lămurit la chestia asta cu bos și boasă. Să-mi spune și mie cine-i bos, cine-i boasă, dacă e corect boasă sau nu. Boașă. Ce diliu sunt, bă, bă, bă. Of, Doamne. Of, Doamne. Facem fandare aici ca să ocolim canalul, să nu picăm în canal, că e păcat să picăm în canal. Hei, tu, mașinuță mică. Ui, Dumnezeu. L-am pus și eu. Nu l-am pus bine. Să nu picăm în ăla. Să ne călcăm în ăla, de fapt. Păcat să calci. Am venit să aduc un colet. Normal, eu lucrez cu poșta, cu site-ul și, apropo, dacă vrei să vii și tu să-ți trimită Motorider colete, intră pe www.motoridershop.ro. Iar Motorider îți va trimite colet cu cadou și reducere. Vezi acolo pe site tot ce găsești. Dar... De data asta nu este un colet pentru un abonat, ci este, cred că ai înțeles, este un colet pentru un coleg. Am venit, m-am întors, sunt aici cu mine, cu dânsul și cu dânsul. Am această... piesă de echipament numită geacă, pe care am pus-o pe mine, iar geaca are mesadă. Bineînțeles că Motorider și-a uitat din nou cheile în spate. Că de fiecare dată îmi uit cheile în spate. Trebuie uns. Am speriat copilul din spate. Speriat copiii, a dat în spaimă. N-am văzut că am un copil în spate. Ce, ăsta merge de la repede, are volan pe dreapta. Mașină din aia dreptace. Bam! Bam, bam! Poc, poc! Fără poc, poc. Bă, cu basca aia ta din cap. No, e ușor, da. E bine, n-avem ce să spun. Hodoronc tronc, stai acolo către chio. Stai dincolo și că stai bine și nu calci pe mărăcine. Cine o fi inventat vorba asta cu nu calci pe mărăcine? Dai seama, o fi fost vreunul că stătea cu mărăcini în buzunar așa. Și când îl enervai, băga mâna în buzunar așa și arunca așa cu mărăcini pe jos. Dădea așa cu mărăcini și călcai pe mărăcine, știi? E vorba. Stai acolo că stai bine și nu calci pe mărăcine. Apropo de chestia asta, mai era un lucru cu salvat de clopoțel. Mi-a spus-o un prieten zilele trecute. Se spune că treaba asta cu salvatul de clopoțel, cu vorba asta, salvat de clopoțel, are o tematică mult mai profundă la bază.
Și mai exact, ca să vă dau și mai repede pentru ăștia cu ficatul mai slab, în momentul în care cineva murea, îi se lega de deget o sfoară și sfoara aia era direct legată la un clopoțel, iar când cineva era îngropat și învia, pur și simplu, că și acum se mai întâmplă, dar acum avem aparate și putem să vedem dacă omul chiar a murit sau nu, îi se lega sfoara aia, iar în momentul în care ăla învia, minune, Doamne, minune, a înviat viul, că de fapt nici nu murise, lui ăla îi se lega o sfoară de mână și ăla când se trezea acolo jos, unde era el băgat în Narnia, nu știu unde, trăgea de sora aia, știi? Și sunea clopoțelul și de acolo vine treaba asta cu salvat de clopoțel. Deci dacă ați înțeles-o și voi acum, dați-o și voi mai departe ca să se afle în popor, să știe cât mai mulți și să știe de unde a plecat treaba asta cu salvat de clopoțel. Salvat. De ce este un scaun aici la alimentați? Din astea am multe să vă spun. Cu vorbe din astea luate de-a gata din trecut și le folosim noi în prezent. Sunt foarte multe și o să vă dau așa câte unul pe vlog. Nu foarte multe, că după aia strică. Și urmează să facem un vlog după aia numai cu așa ceva. Să-mi spuneți dacă vreți. Mie îmi face plăcere să dau așa din puțin din cunoștințele mele dobândite de la prieteni sau dobândite de mine cercetând anumite lucruri. Dacă vreți chestii din astea interesante despre viață, îți mulțumesc, foarte mulțumesc, că nici cum că nu mergeam bine, nu? Da, dar să nu uităm de unde am plecat. Am plecat de acasă și acum tot acasă ne întoarcem, nu? Vorba aia că ce faci dacă cineva te atacă și tu îi dai una și l-omori? Pușcărie. Nu e logic. Îmi place că a venit primăvara, îmi place că ne putem da din nou pe șoselele aglomerate din București, pe șoselele foarte aglomerate, nu aglomerate. Ok. Băi, deci în București n-ai mă cum, le vezi pe toate, mă, pe toate. Nu femeile, ci toate fazele amuzante, nasoale. V8, ne permitem să ardem benzina degeaba prin București stâmpăloc. Aleluia, 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 mersi. Bună ziua, dragă domnișoară. Ești puțin pe afară. Aici s-a zis salut, te-am văzut, m-ai văzut. Primăvară frumoasă. Stai pe loc acasă. Dai cu scrumul în ochi la băiatul, băi. Fumărosule. Fumezi la ghidon. Volan, ce aveți voi? Astea pe mașini. Ci că n-am voie pe aici, nu? Nici pe acolo n-am voie. Bine, bă, am voie pe aici, na? Și o las și așa aprinsă, da? Să vedem dacă mi-umblă cineva la motocicletă. Sper că v-a plăcut acest vlog minunatule. Eu sunt Motorider pentru tine până data viitoare. Numai bine!